În urma deselor contestații în ceea ce privește găsirea unui operator pentru strângerea gunoiului menajer și pentru dezăpezire, până în acest moment nu se știe cine se va ocupa în această iarnă cu procesul de curățare a zăpezii și împrăștierea materialului antiderapant. Lungo a afirmat că Diasil este firma care ar trebui să facă această operațiune. Situație foarte delicată la primărie, având în vedere faptul că la mâine nu-i poi mâine, poate să ningă, poate să intervine îngheț. Nu avem astăzi o firmă care se ocupă de dezăpezire și intervenție la îngheț. Noi pe data de 3 octombrie am primit decizia de la CNSC prin care spune că respinge, că nefondat contestația formulată de Rosal, obligatorie în termen de 10 zile și sigur trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă în aceste 10 zile până pe data de 13 octombrie. Nu știm azi dacă Rosal a atacat sau va ataca la Curtea de Apel această decizie. Dar, în urma discuțiilor avute cu oameni specializați din primărie, trebuie să facem ceva să ne asigurăm cu material antiderapant. Sigur că, până una alta, astăzi câștigătoare este firma Rosal. Firma Rosal a adus un angajament aici, o declarație de proprie răspundere, în care spune că dacă instanța va hotărâi altfel, nu au niciun fel de pretenții. Ca atare, de asilul, da. De asilo, a adus o declarație de proprie răspundere. În discuțiile avute cu oameni de specialitate din primărie, li s-a recomandat să aducă o declarație făcută la notar, că în măsura în care se întâmplă ceva în instanță, contestă Rosalo, anulează instanța, ei nu au niciun fel de pretenție. Este un lucru bun pentru că le vom da lumină verde să aprovizioneze materiale antiderapante pentru intervenția la dezgheț și la înzăpezire. De asilului, păi de asilului câștigătorul licitația azi. Pe această declarație la notar în care el mi-a aduce și spune că n-are niciun fel de pretenție dacă în instanță se întâmplă ceva, eu cred că avem toată baza temenică, legală, juridică și, mă rog, eu știu, de alte pagube, de acoperit pagube la primărie, în măsura în care ei n-au niciun fel de pretenție, probabil că după 10 zile vom semna contractul cu Diasilu, să dăm posibilitatea, deja știu că este o problemă foarte delicată să te aprovizionezi cu material antiderapant în această perioadă, trebuia făcut mai din vară, știți dumneavoastră, e foarte greu de programat la Salină și celelalte cantități de materiale antiderapante pe care noi le avem la ora asta în alți ani în stoc.